Mama turistei care s-a aruncat de la etajul unei pensiuni din Râșnov a vorbit în exclusivitate cu reporterii Observatorului, cere dreptate pentru fiica ei. Tânăra nu-și amintește nimic despre noaptea în care singura scăpare pe care a găsit-o a fost să sară pe un geam. Bărbatul acuzat că ar fi violat-o a cerut din nou să fie lăsat să plece acasă. Doresc să se facă dreptate, indiferent care ar fi ea dreptatea. Dreptatea trebuie să fie deasupra și sunt bucuroasă că măcar Dumnezeu pilă nu ea. De când a ajuns la spitalul din Brașov, mama tinerei de 20 de ani care a căzut de la etaj nu o scapă din ochi. Primele cuvinte care le-am auzit în gura ei era vineri dimineața, a venit mama. Asta e. Medicii de la reanimare, tot așa, au adus-o practic de pe cealaltă lume și eu le mulțumesc, mă închin în fața lor. Și-ar dori să știe ce s-a întâmplat. Fata ei nu-și amintește însă nici acum nimic despre seara incidentului. Câteodată, uite, asta e soartă. Nu știu ce a fost acolo. Eu de asta mă miră foarte mult că cine o cunoaște, ea știe că nu bea deloc, absolut. Despre Ion Corcodel, cel care este în arest pentru că i-ar fi violat fiica, nu vrea să vorbească. Inima de mamă, ce vă spune? Băiatul ăsta este vinovat sau nu este vinovat? Eu nu sunt Dumnezeu și nu sunt și nu pot să acuz copilul omului, pot să spun nici da, nici nu. După ce a fost operată la cap, tânăra este acum la terapie intensivă. Medicii spun că se simte din ce în ce mai bine și ar putea fi externată în 2 săptămâni. Dânsa este vizitată periodic, foarte discret și fără să se insiste de diverse persoane autorizate. Nu cred că s-a procedat la o audiere oficială. Ion Corcodel își va încerca mâine norocul în instanță. Da, am depus astăzi o cerere de revocare și în subsidiar una de înlocuire a măsurii arestului preventiv. Tot mâine va ajunge la Brașov și tatăl lui Ion Corcodel. Dosarul violului s-a întors din nou la parchetul Tribunalului Brașov din cauza lipsei de personal de la parchetul de pe lângă judecătoria Zărnești.